Radu, cred că scrie doar acasă. Apropo, cum scrie un scriitor? Cum scrie Radu Paraschivescu? Zilnic? Nu, nici vorbă. Aș înnebuni și aș prost dispune lumea dacă aș scrie zilnic, pentru că e nevoie de niște filtre interioare pe care încă le stăpânesc. Scriu acasă. Scriu acasă fără un program anume. Știu că există oameni care scriu cu ochii pe ceas sau la ore fixe și au toaleta de dimineață, ceaiul, scrisul, scosul cățelului, dormitul și uitatul la televizor. Eu nu pot să fac chestia asta. Scriu când dă Dumnezeu. Noroc că dă. Sunt o ființă mai degrabă nocturnă. Viața mea începe de obicei pe la 10 seara, acum sunt un fel de semiveghe, de fapt, și n-am o disciplină anume, sunt extrem de dezordonat și în ce scriu și în ce fac și în felul cum trăiesc, dar am atâta grijă încât să arunc un ochi mai atent pe ceea ce scriu ca să rămână dezordinea doar în regimul meu de intimitate pură. E adevărat, Vlad a spus foarte bine și a simțit un lucru, a simțit că binele nu mai este o iluzie, așa cum crede multă lume, ci că devine palpabil. Și devine palpabil prin demersuri de genul ăsta și devine palpabil fiindcă cineva refuză să se gândească numai la el. Sigur că România fiind un loc în care suspicionita înflorește de zeci de ani încoace, pe foarte mulți i-a vizitat pe semne întrebarea: bine, și lui ce iese, lui Bill Gates? Ok, face chestia, dar de ce o face? Ce vrea? Județul Gorj? Județul Harghita? Trebuie să aibă o agendă, evident impură, pentru că altfel n-ar cheltui 26 de milioane de dolari ca să ne facă nouă un bine. There's no free lunch. Asta e venită de la ei, nu? Păi dacă e venită de la ei, ei ar trebui să o practice primii. E bine, iată că nu e așa. Și în ceea ce am văzut, la fel ca Vlad, am avut ocazia să-mi deconstruiesc și să-mi dezmembrez, de fapt, niște prejudecăți cu care operăm vrând nevrând zilnic. Și am avut ocazia să mă reevaluez, pentru că eram într-o poziție extrem de incomodă. Teoretic aș fi un om de carte. Lucrez într-o editură, scriu cărți și acasă am câțiva pereți cu cărți, dar nu intru în biblioteci. Deși am fost bibliotecar câțiva ani, voiai să mă întreb ceva. Nu, eu mă gândeam dacă în biblioteci, să spunem, da, poate nu e la spațiu, pentru că propria bibliotecă probabil că e aia de acasă. Dar la drum pleacă Radu Paraschivescu cu voluptate? Oho, da. Da, eu plătesc aici niște cutezanțe infantile și puerile și din vremea aceea, când plecam de acasă, la 2 ani, la 4 ani, plecam, mă suiam în tramvai și plecam. Și bunul Dumnezeu mi-a spus: ei, tu o să călătorești și s-o fi gândit și la biblionet. Și am călătorit, adică am vocație de navetist, am și făcut navetă vreo 4 ani jumate undeva în Banat. Sunt obișnuit cu drumurile, îmi place foarte mult să merg, mai ales când am și un echipaj ok. Sabina ne-a călăuzit în câteva drumuri, când n-a fost ea, au fost niște coordonatori locali foarte ok. L-am pe Ovidiu Micic cu mine, care este, nu e doar un fotograf, e un personaj. Deci omul e fabulos. Și avem episoade, Sabina, nu știu, n-ai fost atunci. Veneam de la Râmnicu Vâlcea, mergeam spre București și în fața lui vede o mașină pe a cărei lunetă era scris numărul de telefon mobil al proprietarului. Și angajează un dialog cu el în trafic, îl sună, îl răspunde, evident. Dom'le, de ce v-a spus numărul de telefon? Că înseamnă că vreți să fiți sunat dacă l-a spus. Asta mergând, da? Păi pentru că fac diverse lucruri. Ce lucruri faceți? Repar, pun gresie, pun faianță, schimb becuri, sunt babysitter, fac de toate. Păi stați un pic, să vă dau și numărul meu. Că eu mă mut și așa mai departe. Deci Ovidiu nu e doar fotograful, e un om care asigură un ferment al acestor deplasări. Și eu pun muzica de obicei. Ok, deci de mers merg mult, am făcut 5 deplasări până acum, unele cu oprire în diverse locuri, altele cu întoarcere în aceea zi, în București. Dacă a fost vorba de Ialomița sau chiar de Vrancea, am reușit să ne întoarcem. Dacă au fost deplasări legate și mai multe vizite, am stat acolo, am stat în Râmnicu Vâlcea. Și am văzut lucruri, e adevărat, și povestim și despre lucrurile alea când o să fie cazul. Eu tot ce am apucat să citesc până acum, ce să vă spun despre, în fine, până
continui ideea, trebuie să vă spun că eu sunt cea mai tânără în echipă, adică sunt proaspăt intrată, n-am apucat să cunosc decât una dintre poveștile pe care le avem pe agenda. E o poveste cu care, ca multe altele pe care le întâlnești în viața asta minunată de jurnalist, cu care rămâi, oricât ai încercat să te scuturi, ea rămâne acolo undeva în sertarul ăla miraculos cu oameni speciali. E vorba de o gașcă incredibilă de doamne care au ieșit la pensie și care au decis că din momentul acela vor face ceea ce n-au făcut niciodată. Cu alte cuvinte, unele au început să învețe germană, altele au început să călărească efectiv internetul în căutare de opere celebre. E vorba despre niște doamne care, ca să înțelegeți de ce aveau nevoie de un computer pentru a vedea interpretări magnifice la care visaseră până atunci, care locuiesc într-un orășel în care evenimentele muzicale se întâmplă o dată la secol, dacă se întâmplă, și nu e neapărat necesar să fii și tu în viață atunci când se sparge bucuria de a se petrece ceva. Niște doamne incredibile, una dintre ele la un moment dat a avut o problemă și a trebuit să suporte o mică operație la creier și în momentul în care îi făceau anamneza, adică după ce terminaseră toate analizele, au chemat-o și au rugat-o să repete vârsta pe care o are. Și ea a repetat 87. Și există probabil un indicativ al neurologic al tinereții pe care creierul nostru o are sau nu. Indicativul respectiv nu mergea mai mult de 47. Și au întrebat-o, da, de ce? Și doamna le-a răspuns simplu. Pentru că suntem o gașcă și facem teatru. Aceste doamne fac teatru lectură, așa au început, adică își scoteau de pe internetul acesta posibil de la Seattle încoace cu ajutorul familiei Gates textele și începeau să spună roluri, până și-au dat seama că s-ar putea ridica de pe scaune, că ar putea schimba replici, că ar putea să aducă de acasă ceva recuzită, că ar putea să cumpere vreo două costume sau să refolosească niște haine pe care de mult nu le mai utilizau sau să ceară de la prietenele lor. Și astfel au ajuns o trupă de teatru care face ca întâlnirea cu minunea din secol de acolo, din orășel, să fie posibil mult mai des, pentru că ele însele au devenit minunea. Niște doamne incredibile, de-abia aștept să vă povestesc despre ele, dar deocamdată nu prea aș mai avea ce să vă spun decât dacă aș inventa, pentru că e singura poveste pe care am apucat să o pipăi cât să vă dau mai departe. M-am întrerupt cu unica poveste pe care o am, pentru că ideea care am venit să era să-l întreb pe Radu mai multe despre furnică. E o replică pe care am citit-o apropo de experiența ta de călător în biblioteci. Da, povestesc și despre furnică, da. Furnică o cheamă Iuliana Ionescu, parcă, da? Și din Țânțăreni, din undeva de lângă Filiaș. O furnică din Țânțăreni, da. Mai urmează ce? O căpușă? Am aici anumite rezerve. Da, e un om în perpetuă agitație, e un om care nu stă și pe care eu îl bănuiesc de o luptă surdă cu somnul. Pentru că o fi citit Casa Somnului, unde există un personaj care vrea să lichideze somnul și care aflase că Margaret Thatcher doarme doar 3 ore pe noapte și personajul ăsta medic altfel, dar știți că primii care au nevoie de medic sunt medicii, ajunsese de la 8 ore de somn la 5 și aspira la 3 ore de somn. E, văzând-o pe doamna asta, mi-a venit în minte personajul din cadru, pentru că este un om de o versatilitate și de o energie aproape suspectă, deci a trebuit dusă la antidoping, după părerea mea, pentru că nu-i firesc să te ocupi de toate. Și nu e singurul caz. Deci, în Țânțăreni am văzut-o pe această doamnă care... Doamna era bibliotecară. Era bibliotecară, se ocupa și de muzeul care era în bibliotecă, se ocupa și de diverse lucruri din Țânțăreni. Dar nu e singurul caz. Am găsit unde? În Grădiștea, în județul Vâlcea, un domn. Un domnul Fârtat, îl știți. Da. Care este iarăși un factotum. Deci nu se întâmplă nimic, nimeni nu respiră. În Grădiștea, fără bibliotecar, asta e culmea. Deci bibliotecarii erau o subspecie extrem de ușor de survolat, nu impresionau pe nimeni, nu atrăgeau atenția nimănui și țin minte că acum vreo 15-20 de ani au făcut grevă și au ieșit în stradă la un moment dat. Și toată România a râs de ei, a zis, uite-și pe ăștia, cine a ajuns să facă grevă? Ori acum, iată că biblioteca devine din hangarul cu cărți de care vorbea Vlad, devine un loc de coeziune, devine un centru de iradiere a informațiilor, devine un loc de întâlnire, asta e foarte interesant, și devine un loc de întâlnire între tineri. Tinerii, în București nu prea am observat lucrul ăsta, tinerii nu prea își dau întâlnire în fața bibliotecii.
Se întâlnesc direct în barul, se întâlnesc la ștrand, se întâlnesc mai știu unde, în patul unuia dintre parteneri. E, în Râmnicu Vâlcea și nu numai, am văzut biblioteca funcționând și ca loc de întâlnire și lucrul ăsta e reconfortant și lucrul ăsta nu vine dintr-un afiș care a fost pus pe bibliotecă, ci vine pur și simplu din conștientizarea noilor pârghii pe care le implică biblioteca în tot ce înseamnă ea acum.